iubiți unul cu suflet alb și unul cu suflet negru. Da. Eu m-am prins abia după ce am citit materialul. Ce a vrut să spună doamna de ieri, care i-a trimis Constantinei un buchet pentru o brunetă cu suflet alb? Voi nu mi-ați spus nimic atunci, noroc de această finală, că am aflat și eu de la ce a pornit întreaga discuție dintre voi și la ce grele cuvinte s-a ajuns. No, nu. Nu grele, nu, sunt ușoare. Hai să ne vedem și noi în primul material. Mireasă pentru fiul meu. Ce gânduri o împiedică pe Constantina să-și îmbrățișeze fericită iubitul? Amintiri din trecut sau decepții recente? Tu nu ești în apărătele și nu mă minți. O să trec, mă simt astăzi mai rău, mâine o să-mi revin. Da? E normal să am și stări într-o stea. Aici o să ne certăm, dar nu vreau să fac jocul. Dar eu am zis că vreau să mă cer cu tine, de ce crezi de asta? Sau e așa o privire proastă spre mine? Asta faci, de totdeauna am și... Asta fac. La asta să ajunge întotdeauna, știu. Da, din cauza că ce? Din cauza că tu n-ai puțină răbdare, să nu crea că mi-e supărat. Păi n-am răbdare, tocmai de-aia nu stau pe lângă tine. Deci eu nu pot să-mi dau seama ce-i. Nu pot să-mi dau seama ce-i. Nu mai nimic, am și o stare mai proastă. Încerc să îmi pun ordine în gânduri. Nu pot să-mi dau seama. Să reflectez ce-i tu cu mine. Spune-mi, la ce? Ce-i tu cu mine? Tu n-ai asta, mă, eu știu ce-i. E, ce am? Ia, hai, spune tu. Am văzut de când ți-ai schimbat fața. Ia, spune tu de când. Ia, zi de așa. Unde este Tina, cea de la început, care avea argumente pertinente la tot ce se întâmplă și își susținea foarte bine ideile? A anihilat-o rei de tot. A lăsat-o fără personalitatea de care s-a îndrăgostit. Deșteptul. Nu sunt prost. Bine că ești deștept. Da, nu sunt prost. Aș fi avut și nevoie de tine și tu stai cu fundul sus. Bravo, măi. Tu mă vrei numai în situații bune. Păi eu am motiv. Mă simt rău. Pentru că te întrebi nimic, am o zi proastă. Am o stare mai proastă, sunt nervoasă, sunt recalcitrantă, sunt irascibilă, sunt cu capul. Tu trebuie imediat să-mi depășesc mie, că am chef să mă cer cu tine. După ce că e perioada care, după ce că e atâta stres, după ce că se întâmplă atât, mai vii tu cu ifosă. Am zis cu comportamentul ăsta, serios. Nu vreau să mă cer cu tine. Așa e, când e totul bine și nu ne-am mai certat. Așa e, când e totul bine și nu ne-am mai chitat, vine Constantina cu mofturile ei. Nu, vine Raimund cu reproșurile lui. Am și eu momentele mele, tu nu poți să înțelegi? Dar nu le mai avea, te rog frumos. Păi cum să nu le am? Nu, eu nu pot să fiu fericit, nu pot să fiu liniștit. De vine este Constantina că strică ție ziua. Lasă-mă în pace. Când vezi că nu sunt bun. Bine, dar nu vrei să las mai multe zile în pace. Hai spune-mi și mie când vrei să las în pace. Chiar nu mă gândeam asta să mă... Că o să-mi certam. Te gândești. A, da, o planificasem tot dinainte. Nu știu cum să mă mai compor cu tine. Nu știu ce să-ți mai fac. Vrei să suflu în tălpi? Ce mai vrei să-ți fac? Sunt vinovată că am o zi mai proastă și că nu sunt bine dispusă cu tine, nu? Asta e și așa n-avea subiect de ceartă, ni se bătă pentru calul, l-ai făcut un pic așa, știi? Da, da, eu l-am făcut. Eu am impresia că tu le cauți. Că puteai foarte simplu să înțelegi, băi, iubita mea se simte bine asta și atât, punct. Știi singura din casă care se comportă așa. Nu știu, uite, ai avut un neroc ăsta să te îndrăgostești de cea mai plictisitoare fată. Te-ai uitat tu în fundul fiecărei fete să vezi cum se simte în fiecare zi? De când ai primit mesajul ăla, s-ai schimbat la față. Lasă baltă că jur că nu ai făcut altceva decât să mă indispui și mai mult. Mireasă pentru fiul meu. Nu suntem străini de stările Constantinei, știm că ea este puțin mai introvertită, are tot felul de angoase, trebuie înțeleasă, bun, ca tot omul. Problema e de ce în urma acelui mesaj? A spus cumva un mesaj la cel un adevăr care te doare și pe tine? Păi da, a spus adevăr. Da, da, asta da? Este. Am, și atunci m-ați întrebat și am spus că da, sunt de acord cu mesaj. Deci tu te simți anihilată de Raimund și simți că nu mai ești acea fată cu personalitate de la începutul competiției? Că asta spunea mesajul. Nu este el de vină și eu am ajuns, eu am hotărât să fiu mai retrasă și să nu mai spun absolut tot ceea ce gândesc. Să se pare dar, că nu e bine nici așa. Nu e bine nici așa. Tu ești fericită cu tine însăți în situația asta în care ai ajuns de bunăvoie? Nu. Raimund înțelege treaba asta? Da, dar mă înțeleg și are dreptate că, până la urmă, ce gândim trebuie să spunem. Dar ești de acord, Raimund, cumva că și tu ai lucrat la... Păi, eu știu că eu am lucrat la comportamentul ei. Am lucrat. Eu i-am tot zis, hai să lăsăm să fie bine, hai nu ne dăm cu părere, hai lăsăm așa, dar... Sunt de acord cu el și nici eu. Chiar am ajuns la concluzia că nu este bine să-ți dai cu părerea despre celălalt și nici să-i judeci. Mai ales când am avut acea de ușoară depresie și mi-au dat și sfaturile ai mei să stau mai retrasă, să nu mai îmi dau cu părerea despre ceilalți, același lucru l-am spus și eu. Asta am și vrut.
Nu vreau să-mi dau cu părerea despre ceilalți, dar nu vreau atunci când sunt criticată sau judecată de către ceilalți să las capul aplecat. Nu-mi place. Deci ați adoptat și această metodă, dar se pare că nu este cea mai bună. Nu este chiar cea mai bună. Eu am vrut să o adopt de tot. Chiar am vrut acum lunile astea să chiar să-mi văd numai de cuplul meu și atât, dar... Nu poți, parcă tu nu se când poate. Nu vorbești și când te spune cineva ceva să zici bine, ai dreptate, nu te simți în largul tău așa. Mai ales când știi că nu are dreptate respectiva da, persoană. Mi-ar fi plăcut să stau liniștit, astea 3 luni jumate și când a fost la mare, le-am explicat susținătorilor că vreau să stau liniștit, că nu mai vreau să comentez. Ei mi-au spus trebuie să vorbești, trebuie să faci, dar nu știu, parcă eu totuși chiar mi-aș dori să stau liniștit lunile. Atunci stai tu liniștit și las-o pe Constantina, care e mai șturlubatică de fel, să se exprime așa cum a făcut nu, de la început competiție. Se pare că suferă. Suntem un cuplu, eu zic eu, destul de deschis și are dreptate. Aici chiar are dreptate, nu trebuie să-i impun eu când se vorbească și nu pot să zic că i-am impus așa, dar a văzut când vorbea sau așa, mă supăram când nu cumunea ceva. Și până la urmă e dreptul ei să vorbească, este o femeie puternică, toate femeile au drepturi egale ca și bărbații. Mă, Raimond, tu ești? Da, păi de-aia este și ziua de 8 martie, nu ziua femeii, pentru că atunci și femeile au avut dreptul la vot, din câte știu eu. Și păi deja mă dăm în chestiuni social-politice, ceea ce este minunat. Doar că dacă ai fi vorbit atât de frumos, sigur că ea ți-ar fi sărit în gât și n-ar mai fi fost materialul pe care va trebui, că vrem, da, că nu vrem, să-l luăm și în următoarele minute. Sunt un om încăpățânat și mi-e greu să trec peste principiile mele. Dar acum am dat seama că poate principiile mele nu sunt chiar tocmai ok. Dacă tot te-am prins așa într-o fază bună, ce ai zice să o ducem pe Constantina la un masaj de seară? Dar n-am problemă. E în regulă? Nu mai e nicio problemă, prea da? Mare, da. Uite, deci e bine, depinde omul și din ce toane te prinde, Raimond. Că tu nu ești un băiat rău. Toanele sunt rele. Tu nu. Bun, da. Deci ca să înțelegi, Constantina, am bătut în cuie astăzi, în data de 10 mai, ziua regalității, da? Nu orice fel de zi, că tu și cu Raimond veți avea o relație cât se poate de deschisă și tu vei avea libertate totală de exprimare. Cu siguranță asta a vrut să spună și în următorul material, atunci când s-a exprimat într-un fel mai colorat, de nuanțe de alb și negru. Ce alte lucruri s-au mai adăugat? Vă place ce sunt în formă și eu? Ce alte discuții s-au mai aciuat printre cei doi îndrăgostiți? Vă vedea în următoarele imagini.